A fost publicată în Monitorul Oficial legea numărul 138 din 2022 pentru modificarea și completarea legii numărul 205 din 2004 privind protecția animalelor, care prevede majorarea limitelor speciale ale pedepselor și ale amenzilor contravenționale prevăzute în forma de bază a actului normativ. Odată cu operaționalizarea structurilor de protecție a animalelor, numărul de situații sesizate în care oamenii au manifestat un comportament agresiv față de acestea s-a menținut la un nivel ridicat, motiv pentru care a fost necesar de a se institui la nivel legislativ noi norme prin care să se limiteze abuzurile împotriva animalelor. Astfel, conform noilor prevederi, se dublează și chiar triplează cuantumul amenzilor contravenționale și limitele maxime ale pedepsei cu închisoarea. Legea prevede pedepsa cu închisoarea de la un an la 5 ani sau cu amendă folosirea armelor cu tranquilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora, dar și practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive și rănirea cu intenție a animalelor. Totodată, pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani este prevăzută și pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, schinjuirea animalelor, organizarea de lupte între animale sau cu animale și zoofilia. De asemenea, în cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute de textul de lege, instanța poate dispune, ca pedeapsă complementară, interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.